Ocazie monumentală pentru Cluj. Hai să vedem aici. Centrare, Ianis, Stoica, Ianis, gol! 3-0. Centrare, văd tășanenilor. Faul nu este. Contraatacul Universității Cluj îl are în prim plan pe Ianis Stoica. El se uită pentru a trimite balonul pentru urcarea lui Daniel Popa. Ianis Stoica și este gol! Ce bijuterie, ce execuție! Minutul 83. S-o facă, dar nu e ieșit Dorinel Oancea. Greșeală mare, Ianis Stoica, gol! E, aceasta e diferența și a fost atât de clară. O performanță care merită notată. Creț, fundașul stânga, o pasă moale, recuperarea lui Simion, șansă bună pentru Cluj. E pasă, Ianis, e gol! E 1-0 pentru... frumoasa lui Bic. Nici centrarea nu era. Ianis Stoica așează pentru Popa, încearcă să-i retrimită șutul deviat. Oh, parada lui Iacob. Totuși aducându-l pe Blănuță, Craiova n-a adus cine știe ce atacant, care este deja rodat, format. Încă un șut, scoate Popa minge pe care o salvează, însă ulterior. Este tipo de lances pode trazer sempre perigo à seleção portuguesa. Remate já batido e às manhas laterais por instantes a atraiçoar-nos aqui numa ilusão. Preliminar al UEFA Champions League, un mini turneu disputat în Islanda. Au fost două echipe pe care le-a condus el, din Andorra și din Muntenegru. A fost ultimul meci oficial pe care l-a condus. Hai să vedem această acțiune periculoasă a clujenilor, care se încheie însă cu un șut moale.
adiționale pentru această primă repriză. 4 Stoica, Stoica pătrunde la colțul scurt, centrare Freitas din nou la adversar, a doua oară. Atacul clujenilor, însă doar 3 oameni fac această tranziție, apare și Popa, acum al patrulea, Iani Stoica își face mingea pentru șut, este însă